doamnelor și domnilor, Mihai Covaliu. Bună seara. Bună seara. Cum așa se dă, da? Așa se dă acum, da. Mulțumesc. E... Ce facem? Cum suntem? Câți, câți sportivi avem? 63 parcă erau până... 63, corect. Așa? Și mai avem speranțe? Mai avem speranță, urmează și alte competiții de calificare pentru Jocurile Olimpice. La tenis, toată lumea așteaptă tenisul de câmp, evident pe, pe Simona Halep, pe Horia Tecău și pe celelalte sportive. Competiția de canotaj, bărcile 8 plus 1, au o regată la Lucerna, în Elveția, 15-17 mai. Mai putem califica sportiv la judo, la lupte, la taekwondo, la, uh, la atletism și cam la not, la sărituri. La cât sperăm până la urmă? Să în jur televizor? de 90-95 de sportivi. Văd așa că mergem din ce în ce mai rău. Am o listă, deci avem uh, 96-168, da? deci în 96 Apoi avem 156 la Sydney, Atena 108, Beijing 102, Londra 105, Rio 96, azi până acum 63, ok. Deci e clar dacă ne uităm așa în timp că mergem în jos. Da. Mai mult decât atât, o afirmație făcută de uh, Ministrul Sportului, exact aici în, în platou uh, pe mine m-a frapat. A zis că dăm mult prea mulți bani pentru, uh, sau pentru o medalie. Că la noi, dacă împărțim cheltuielile, o medalie olimpică ajunge să coste 8 milioane de euro în, în România și dacă dăm unul din Italia pe stânga 2 milioane de euro, iau o medalie olimpică pentru România. Mă rog, dacă, dacă, așa se pune problema și așa se calculează, da. sigur, atunci tot domnul ministru a spus Haideți să luăm uh, cei mai buni uh, 7, 8, 10 din lume, să le dăm uh, echivalentul uh, salariului sau uh, uh -huh. valorii la care sportivii da. respectivi au ajuns și să câștigăm medaliile respective la Jocurile Olimpice. Uh, problema se pune acum uh, ce vrem să facem. Vrem să câștigăm medalii, vrem să avem o națiune sănătoasă. Ne interesează să dezvoltăm sportul de masă, ne interesează să avem o infrastructură adecvată pentru a dezvolta sportul de masă. Și dezvoltând sportul de masă, așa cum uh, mi-ați spus în 96, că aveam uh, peste 150 de, de sportivi calificați, acești sportivi nu pot veni de nimic. Corect. Nu pot veni de, de nicăieri. De asemenea, dacă luăm 10 sportivi și îi plătim pe cei mai buni din lume și îi aducem și îi facem români, nici aici nu avem garanția că la Jocurile Olimpice vom avea 10 medalii de aur. Pentru că e, e o competiție cu totul și cu totul specială. O competiție care, practic, înglobează toate eforturile unei națiuni. Am spus tot timpul, Jocurile Olimpice reflectă starea nației, uh -huh. da, pentru că toți suntem aici la, la starea nației și uh, reflectă exact nivelul de educație, nivelul de pregătire, nivelul, uh, nivelul Infrastructură, economic, nivelul, economi nivelul da, economic, da. dar în primul și în primul rând, uh, nivelul de, de educație și aici vorbim de educație prin sport. Pentru că dacă am avea din nou acea bază a piramidei, acea, uh, acel sport de masă, sigur că Putem avea și mai mulți sportivi calificați și vom avea cu siguranță și mai multe medalii. Deci, puțin problema trebuie privită uh, invers. Asta am da? adică eu înțelegeam o astfel de poziție. Nu, pus, dacă... uh, nu puse întâi medaliile și cât costă o medalie, ci ceea ce stă în spatele acestor medalii și acestor sume de bani care, dacă vrem să calculăm, uh, după ultima ediție a Jocurilor Olimpice când am obținut patru medalii și să vedem... Uh, cât s-a cheltuit împărțit la numărul de medalii și să vedem cât a costat o medalie, nu cred că reflectă realitatea. Corect. De aia pe mine m am mirat poziția asta venită din partea Ministrului Sportului. Aș fi înțeles-o din partea ta, de pildă. Bă, eu, sunt, eu mă ocup cu treaba asta, eu trebuie să iau vârfurile, să mergem, să pregătim, să facem, să aducem medalii. Și ar fi fost un calcul, cinic, recunosc, dar un calcul pe care l-aș fi înțeles. Dar din partea ministrului care chiar are uh, misiunea de a dezvolta infrastructură bază absolut tot. Adică eu mă învârt foarte mult, fiul face uh, basket uh, de, de performanță de la 7 uh, ani și uh, îi văd pe copii ăștia, merg în foarte multe săli, văd și alți copii de la alte secții, uh, nu mai e absolut nimic ce era cu 30 de ani când făceam eu sport și nu era săptămână. Să nu fiu selecționat pentru un sport, că venea antrenorul de atletism și zicea ai fugiți tu, tu, tu și tu de mâine la stadion, venea la de tenis de masă, ia dați mă aici că nu știu ce, venea la de la judo, te trântai pe două saltele, venea la de la fotbal, venea la... veneau de peste tot. Și te, te, luau. Acu sunt copii foarte buni pe care îi vezi pe parcuri, pe nu i-a văzut nimeni niciodată, nu le-a zis nimeni, bă, tu mâine vino, noi avem la grupă copii, luați că i-au văzut unii pe parcuri care făceau și au zis, domnul, mai, mai am un băiat care face bine. Adică, deci noi nici nu știm care sunt acei oameni. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. De aceea această comparație între cât cheltuiești și câte medalii obții este, hai să spunem, cel puțin, să folosesc un termen blând, cel puțin nepotrivită din partea unui, unui om care vine din, din sistem. Da? Știm exact în ce sistem funcționăm, știm exact câți copii mai vin să facă uh, sport în ziua de astăzi. faptul că Cât s-au lăsat după pandemia asta? Că o să avem un gol? În, uh, pot să spun că din punct de vedere al sportului de performanță, toți sportivii care au început uh, calificarea uh, pentru Jocurile Olimpice și până în momentul în care a venit pandemia, uh, au continuat toți. Deci am avut, am Eu zic avut zic de copii. zero. Eu zic de copii. S-au lăsat mulți copii că n-au avut, avut voie să facă antrenament. N-au avut voie, n-au avut unde. Da. De aceea, dacă stăm puțin și vorbim de ceea ce ar trebui să facă Ministerul Tineretului și Sportului versus ceea ce ar trebui să facă Comitetul Olimpic și Sportiv Român, aici lucrurile ar trebui să fie foarte, foarte clare și foarte, foarte bine înțelese. Comitetul Olimpic și Sportiv Român se ocupă cu sportul de înaltă performanță. Da? Pentru că vorbim de Jocurile Olimpice, vorbim de cea mai importantă competiție de pe pământ, e odată la patru ani, pentru sporturile de vară, pentru sporturile de iarnă. Există și alte competiții care, practic, selecționează cei mai buni sportivi începând cu 14 ani. Sunt competiții extrem de frumoase acum pentru tineri, dar ce facem până la 14 ani? De la 14 ani vine Comitetul Olimpic și spune așa, lucrurile sunt foarte clare, avem centre olimpice pentru juniori, centre olimpice pentru tineret, burse olimpice, loturi olimpice de seniori. Deci, cei mai buni sportivi sunt, practic, se, se selecționează singur prin rezultatele pe care ei le obțin, da? Dar ce facem până la 14 ani? Aici ar trebui la această întrebare să, să răspundă. Cei care se ocupă de uh, sportul de masă, de, uh, de sportul școlar, de copiilor în sistemul sportiv, de sportul școlar. Uh, și nu vă ascund faptul că uh, și noi suntem conștienți de acest, de acest lucru, de faptul că s-a subțiat foarte mult uh, această bază. Și am stat și ne-am ne gândit, ne-am uitat de jur împrejur. Da? Mm -hmm. Nu mai nu, nu trebuie să inventăm noi uh, roata. Sunt uh, o multitudine de, de, de proiecte pe piață. Practic, piața este foarte aglomerată. Uh, în, în, în toate domeniile. La fel și în sport. Și atunci, văzând că uh, această bază s-a subțiat, faptul că selecția nu se mai întâmplă așa cum se întâmpla odată. Nu mai vin profesorii în școală, uh, copiii nu mai vin uh, să facă sport împreună cu partenerii noștri de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, uitându-ne puțin uh, în America. Da? Am, am găsit un, un proiect foarte, foarte bun, Project Play, împreună cu, uh, cu Aspen România, cu partenerul nostru, uh, am voie să-i spun numele, este, da, da. este o bancă, BCR România, și am făcut un proiect tocmai pentru a... Aduce copiii din nou în sistem. Acest proiect are ca obiectiv un, un lucru extraordinar, ceea ce nu se mai întâmplă de foarte, foarte multă vreme în România, și anume alfabetizarea din punct de vedere fizic a copiilor până la vârsta de 12 ani. Și dacă vorbim de alfabetizare din punct de vedere fizic, vorbim de educație, vorbim de, uh, nu vorbim despre campioni. Nu vorbim despre performanță, vorbim exact despre a aduce acea cultură și acea educație. E vorba de sănătate, e vorba de nutriție, e vorba de disciplină, e vorba de uh, dorința de a fi mai bun tu vis-a-vis -vis de tine de la o zi la alta. Deci vorbim de, de, a, crea, de a crea din nou acea, uh, acea emulație prin sport, pentru că se poate, se poate crea și, și altcumva. Dar prin sport am creat acest program, se cheamă Sportul se Joacă. Am semnat un protocol cu Ministerul Tineretului și Sportului și cu Ministerul Educației pentru a introduce acest program la, la ora de educație fizică și sport. Pentru că, practic, baza acolo este. Dar ce ne facem că în foarte multe locuri... O ora de educație fizică și sport, ca să ajungă oamenii să le explice despre asta, o ora respectivă nu se ține. Pentru că, dacă ești clasa 8, -a, vine profa de mate care mai are ceva de făcut, vine profa de română care zice, am vorbit lui Olo cu sportul, facem asta că trebuie să ne pregătim de examen. Dacă, deci, dacă nu există sală la școala respectivă și sunt foarte multe fără săli. În, acest, în, în cadrul acestui proiect, nu avem nevoie de o infrastructură specială. Nu avem nevoie de un echipament special. Nu avem... Dar aveți nevoie de timpul ăla? Uh, sigur, avem nevoie. Dar timpul ăsta, uh, uh, mai ales după această pandemie, eu cred că toată lumea a conștientizat faptul că de la mic la mare, de la cei mai mici copii până la bătrâni, oamenii au nevoie să se miște. Oamenii au nevoie să facă mișcare, oamenii au nevoie să facă să facă exerciții fizice așa cum pot ei. Nu de performanță, nu într-o poziție. Dar nu mergem toți la Olimpiadă. Asta nu trebuie să merge, înțelegi. Nu toată lumea trebuie să facă sport la cel mai înalt nivel, dar, dar, în fiecare zi, fiecare copil, fiecare tânăr, fiecare adult, fiecare bătrân, trebuie să facă mișcare, pentru că noi am fost creați pentru mișcare, ne place sau nu, n-am fost creați să stăm pe fotoliu toată ziua Correct. și să vorbim sau să uh, sau să uh, mișcăm doar degetele, da? uh, Și atunci, uh, conștientizând acest fapt, sunt uh, o grămadă de, 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 de posibilități de a, de a alege un program, de a alege un uh, cum să spun, uh, un, un proiect, da? uh, Acest proiect este după, după părerea mea și nu numai a mea, a celor care uh, l-au văzut și l-au analizat, este exact ceea ce, ce ne trebuie nouă la ora actuală și dacă îl, îl rostogolim în școală timp de, de 8 ani de zile, eu sunt absolut convins că după aceea putem vorbi din nou de o națiune sănătoasă, putem vorbi din nou de uh, oameni alfabetizați din punct de vedere fizic oameni care se vor uita după competiții sportive, care vor participa, care vor consuma sport. Cineva mă întreba, apropo de, de, de ce discutăm, ce obiectiv avem pentru 2028, Jocurile Olimpice de la, de la Los Angeles, de vară. Și spuneam, se aștepta să-i dau un răspuns vis-a-vis -vis de medalii, nu pentru mm -hmm. că la Jocurile Olimpice vorbim da. despre medalii. Și eu am spus așa, mi-aș dori... Uh, uh, nu pun medaliile pe primul loc, da, ele vor veni, dar mi-aș dori ca peste 50% din populația României să facă sport. Și atunci vom putea vorbi și de medalii. Corect, că totul începe de la bază. Dar ministrul sportului a pus un obiectiv foarte clar, a zis că până în 2032 parcă, da, trebuie să fim în primele în primele 15 țări, mă, și a râsul, nu pot să o zic. La la medalii. putem putem putem, putem, da. putem face orice dar putem să, să spunem <laughs> că uh, vrem să ajungem și pe locul 1, da dar hai să vedem uh, cât investim sau dacă avem uh, bugetul necesar pentru a spera să ajungem acolo uh, cu, cine, cu cine plecăm la drum pentru pentru lucrul ăsta da uh, avem sportul de masă dezvoltat pentru a ne permite ca în 2032 să avem acele vârfuri care vor ajunge să, să se bată pentru acele medalii? Nu avem păi asta hai De asta e Să, să facem... nu mai punem carul <laughs> sau cum da. se spune, da, carul înaintea boilor. Așa da. și să punem întâi lucrurile uh, care baza, să punem lucrurile în ordine, da? să punem lucrurile în ordine, să facem o bază solidă, să avem o infrastructură adecvată pentru, pentru sport. Să, să gândim puțin proactiv, pentru că lucrurile care au fost valabile ieri, astăzi s-au schimbat și mâine se schimbă și mai mult. Trebuie să... Și ce schimbăm noi acum spre alții, alții schimbă mai încolo. Adică dacă ne referim la metode de antrenament, la metode de pregătire, la nutriție, la toate lucrurile astea, diferențele sunt de la cer la pământ. Și eu mă uitam, că i-am spus asta și ministrului care a făcut ochii mari și nu prea a înțeles, deci noi avem la ora asta sportiv de performanță, la, la, vârstă școlară. 14 ani, 15 ani joacă în campionate naționale, joacă, au câte două antrenamente pe zi de multe ori. Ei nu știu ce e aia să facă duș după antrenament. Deci o chestie atât de simplă. Ei nu au duș, apă caldă, să meargă într-un vestiar, să se schimbă în tribune și au făcut antrenamentul să înfofolesc că iau părinții să duc acasă să facă duș. Deci noi vorbim de niște... Și asta vorbim la sportiv de performanță. Eu am văzut la o academie din Spania, studiez pentru fimio toate opțiunile și când am văzut cum arată un raport făcut de acei oameni pentru un jucător dintr-o echipă care are 15 în lot, m-am închinat. Adică noi când nu, suntem, nu suntem pe acolo, suntem la an lumină de orice speranță de a ne pregăti cum se pregătesc ăștia afară, de a-i crește pe copii în acest fel integrat. Că degeaba eu zic, bă, ești bun, ai șanse, hai să facem, hai să dregem, când copilul nu are un program integrat. Adică la școală trag toți profesorii de el că trebuie să fie și fizician, și matematician, și informatician, și limba engleză perfect, și toate alea să le facă foarte bine. Și copiii ăștia ajung, chiar și cei care fac sport, muncesc cât doi trei adulți într o zi. Adică este, este, este incredibil. Dacă iei toate pauzele de cafeluță și tot ce, ce ofreacă adulții pe la muncă, este și nu, nu, nu ne dăm seama de lucrurile astea acum. Și atunci noi vorbim de top în loc să vorbim de bază. De bază. Da, da, da. Copiii n-au poziții de antrenament. Asta nu se știe. nicăieri toată lumea, dacă mergi la bază, peste tot, copiii sunt în imposibilitatea de a se antrena pentru că n-au ore la săli, la lucrurile terenuri. Lucrurile nu sunt la... puse în regulă. Lucrurile nu sunt puse în ordine, începând cu baza. Nu există, nu există un protocol, o fișă de, de evaluare. De aici plecăm și. dar dă, dă mult mai bine să vorbești de medalii. Dă mult mai bine să vorbești de locul pe care națiunea ta îl ocupă sau pe care vrei să-l ocupe. Hai întâi să vorbim de lucrurile care ne pot asigura sau ne pot permite să discutăm de aceste subiecte. E mult mai important. Corect. Corect. Dar alea nu se văd la nivel de declarații politice. Aici e problema. Că alea nu poți să zici, domne, uite, am mai făcut, că oamenii zic, bine mă... Da, asta e o problemă. Apropo de uh, echipamente și toate nebuniile, ați rezolvat măcar problema asta ca lumea că data trecută picau chiloții după ăștia să... <l> îi trimitem acolo? Adică după ce că suntem cum suntem ne mai pică și echipamentele după noi? Sau... Nu, de data nu? aceasta avem un, uh, avem un partener uh, care ne asigură echipamentul până, până în 2024. Este o, o firmă din China și Uh, chiar uh, nu știu dacă, dacă aveți. Uh, am, am prezentat uh, echipamentul pentru, pentru jocurile. Orifice. Pentru mulți oameni a fost suficient să audă pasta cu China. Și au zis, <laughs> aul. Nu, nu. Sunt, da. uh, nu că există această uh, prejudecată cu privire la lucrurile uh, din China. Situația. A, bun. <laughs> ținând cont de, de, de ceea ce avem acum. Da. Uh, vreau să vă spun că și. Echipamentul făcut pentru Comitetul Internațional Olimpic vine tot din China. Este vorba de prima firmă de echipament sportiv din China. Noi, la Comitetul Olimpic, avem a doua firmă uh -huh. în ranking care, care ne asigură acest echipament și, de această dată, este un, un echipament bun și un echipament foarte sugestiv, în sensul că tot echipamentul poartă denumirea de Team România. Deci uh -huh. există clar o apartenență, există clar o identificare, există clar o, hai să spunem, o apartenență la ceea ce înseamnă echipa României. Deci nu, nu va mai exista confuzia că nu poți fi recunoscut ca fiind un sportiv din, nu știu, din, dintr-o altă țară, da? Uh -huh. E clar identificat uh, această poziție și uh, sportivii deja au văzut echipamentul și vreau să spun că feedback-ul este unul foarte bun. Da? Adică l-au au stat în el așa? Au să. stat în el. Ceea ce trebuie să știm, la o ediție a, a Jocurilor Olimpice, uh, acest, uh, acest echipament nu este unul de în care tu concurezi. Nu este, nu este unul în care Uh, uh, tu intri practic în competiție. Este un echipament de prezentare, uh -huh. pentru că echipamentul special de, de competiție este unul particular uh, disciplinei pe care, da, 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 pe da, care da. o faci. Adică nu putem vorbi de același echipament la tenis de masă sau, sau la scrimă. Uh -huh. Sunt echipamente speciale, uh, dar echipamentul de, de prezentare, echipamentul de, uh, hai să spunem, de urcat uh, pe podium, da, este, este acela și de data aceasta va fi unul uh, la standardele adecvate uh, jocurilor olimpice. Asta, da. Să, să sperăm și că vom avea uh, motivele astea de, de bucurie. Cum sunt uh, sportivii? Care e starea lor, ca să zic uh, Vorbeam, uh, vorbeam de, de o prioritizare. Nu știu cine vorbea. Vorbea cineva de prioritizare Așa? Uh, și această prioritizare este foarte clară din punctul nostru de vedere. Cel mai important program al Comitetului Olimpic Sportiv Român pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo se cheamă programul Samurai. L-am intitulat așa puțin sugestiv. Așa. Uh, în acest program, la ora actuală, sunt 33 de sportivi de la 8 discipline. Uh, ce înseamnă? Înseamnă că sunt sportivi care au ocupat locul 1-6 la ultimul campionat mondial. Deci în fiecare an sportivii pot să intre în acest proiect sau să iasă dacă nu se clasează între locurile 1-6. Din toți cei 33 de sportivi prezenți înainte de pandemie, nu a renunțat niciunul. Inclusiv Ana Maria Brânza a rămas inclusiv Marian Drăgulescu, a rămas inclusiv uh, Simona Halep, care își dorește o, o medalie olimpică uh, din, uh, din tot sufletul. Și ce presupune programul, adică. Programul este. Uh, este un uh, nivelul cel mai de sus uh, și de finanțare, și de susținere, și de uh, a. Putea, a te putea pregăti unde vrei tu în, în, în lume, cu, cu orice adversar. Vrei să accesezi orice echipament, cel mai bun echipament pentru a uh, concura și a-ți permite să nu fii cu nimic mai prejos decât adversarul tău. Inclusiv o, o indemnizație olimpică în fiecare lună, care nu este deloc de neglijat. A, cât e? poate ajunge și la 6000 de lei. Și Simona, ea nu-i cedează banii ăștia? Adică. Simona nu, nu are nevoie de, de bani. Păi, de asta știu că, da, tocmai că nu are nevoie, nu-i dă la. Aici e, aici vorbim de, de fiecare disciplină și de, de particularitatea ei, dar într-un an de zile, asta, asta am spus, nu, nu rezolvă, nu este un contract ca la fotbal, da? Pentru, pentru un fotbalist sau nu este un, un premiu ca la tenis. Da? Dar este o indemnizație lunară care îți permite, pe lângă celelalte câștiguri așa. obținute din sport, să ai o, hai să spunem, un, un confort material pentru a te pregăti și a-ți a -ți atinge obiectivul. Da, eu stăteam așa când am întrebat cât și îmi bătea inima aici în gât și zic, mă zice acum, am 15.000 de euro, știi, să zic, bă, da, mă, adică, bă, e o chestie. Și când am auzit 6.000 de lei așa, am zis, mă, mă, probabil pentru unii dintre sportivi, la, la ăștia 6.000 să mai pun câțiva leuțe acolo și nu mi se pare mult la, la, la cum trebuie să-și scoată un sportiv de tot treaba asta din minte, bă, mai ales că mulți dintre ei au familie, au deja, adică, au, au cheltuieli, Uh, cred că pentru unii. Cred că mulți... Asta este doar din partea Comitetului Olimpic și doar uh, dacă ești în, în cadrul acestui, uh, acestui program. Uh -huh. Pe lângă acești bani, am spus. Uh, ei beneficiază de, de echipamentul pe care, uh, de care au nevoie și pe care nu trebuie să-l plătească. Uh, de deplasările la competiții, de, de stagii de pregătire, de, de tot ceea ce înseamnă uh, celelalte costuri, da. pentru că. Din nou mă întorc la discuția care am avut-o înainte cu a pune lucrurile în ordine. Deja mai dai unui sportiv 10.000 de, de uh, euro sau de dolari mm. pe lună și îi spui plătește-ți deplasarea, plătește-ți mâncarea, plătește-ți echipamentul, plătește-ți antrenorul, plătește-ți sparing partenerul. Deci și dacă... Sigur, se, se, poate, se poate proceda și așa, dar uh, eu cred că în momentul în care Pui toate aceste lucruri, da? Ai acel confort care să-ți permită să te concentrezi doar asupra obiectivului. Nu mai avem. Adică sunt multe lucruri pe care le regretăm. Iată, cu faptul că noi mergeam cu gimnastica, eram obișnuit să... Rupem și așa, nu mai suntem cu echipa, suntem individual cu, cu sportivi. Mergem tot cu Marian, săracul. Marian așa? Marian este un exemplu pentru tânăra e incredib, generație, este, este, este un, un sportiv de excepție și noi suntem extrem de de onorați și de mândri să-l avem în, în timp România. Nu avem handbal avem însă fotbalul, iată, din nou. Avem fotbal, o generație tânără, o generație de, de sportivi crescuți în afara țării, și asta se vede, cu altă mentalitate, cu altă, cu altă disciplină, cu altă, cu altă dorință de joc și de a vedea lucrurile, tocmai de aceea s-au calificat la Jocurile Olimpice. E uite, exact treaba asta trebuie să o schimbăm. Cred că generația asta de, de, de la fotbal este cel mai bun exemplu. Pentru că toți ceilalți, iată handbalul, unde toți cei de la handbal sau cei mai mulți dintre ei au crescut în țară, cu antrenorii din țară, care sunt în continuare și cu bătaia, și cu pedepsa, și cu, și cu fizicul mi Mie mi se pare genial, noi încă în anul 2021 Antrenamentul fizic este de multe ori pedeapsă pentru sportiv. Eu când văd în continuare, în foarte multe săli, ăla a vorbit, toată lumea face 10 ture sau 20 de flotări. Sau... Astea sunt lucrurile care trebuie schimbate. Asta Mentalitatea, zic. Adică... Proces, procesul de pregătire, instrumentele prin care te pregătești, acea analiză, acel raport, ace, acele, uh, cum să spun, uh, 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 acele metode prin care practic crește o generație de copii. Aici trebuie lucrat. E ușor să vorbim. Câte medalii luăm? 5, 10, 15? Cât costă? Un milion? Două milioane? Da, da calculele astea n-au -au, -au ce să caute. Pentru că poți să faci... Iată, poți să umbli la aceste mentalități fără prea mulți bani, atenție... Și poți să ai niște cheltuieli foarte mari pe niște tâmpenii pe care le faci și care s-au făcut tot timpul, că de, de multe ori nu banii ne-au lipsit, nu? Corect. Așa este. nu nu banii au lipsit, ci cum, cum îi cheltuiești, cum îi, uh, cum îi prognozezi, cum faci un proiect de 4, de 8 ani. Ai nevoie, deci copiii intră la 14 ani în, într-un centru olimpic. Uh, ei încep să aibă un echipament, încep să plece la competiții, toate lucrurile, încep să aibă chiar și o bursă, care pentru copii, de multe ori, acei bani, uh, pentru cei care provin din, din medii uh, mai, mai defavorizate, se duc acasă, Îș, își, își țin familia. Aici e marea problemă și aici sunt problemele cu adevărat importante la care trebuie să ne gândim și să venim cu soluții și să ne uităm uh, de jur în prejurul nostru ce se întâmplă. Dăm exemple uh, de, de uh, țări vecine, în care sportul este tratat ca și o prioritate națională. Și mie mi-ar conveni să fie sportul tratat ca o prioritate națională pentru că atunci vom vorbi de investiție în infrastructură, de investiție în know-how, de investiție în oameni, de a avea un proiect național prin care să aducem know-how pe care l-am exportat, să-l aducem din nou în țară. Acestea sunt lucrurile cu adevărat uh, importante și cu, uh, cu, conținut. cu conținut. Nu crezi că presiunea peste tot, democrația uh, crește și uh, uh, este sigură dacă populația, da, cetățenii alegătorii nu doar merg la vot din 4 în 4 ani, ci pun permanent presiune pe autorității. Nu crezi din punctul ăsta de vedere că acest grup restrâns de sportivi extraordinari din care tu faci parte ar trebui și ar putea să pună o presiune mai mare? pe autorități. Să, nu, da, poate nu neapărat să declare sportul prioritate națională, că dacă nu e despre cumpărat arme, mă rog, la sportul tău ar putea fi cazul să ordone președintele să mai cumpărăm o spadă, să mai cumpărăm o chestie scumpă, înțeleg? Dar, dar ne fiind vorba de alte priorități pe care o să zicem, nu. Dar să puneți presiune cu toții, bă, uite, noi suntem campionii scoși din această mocirlă, din această... Nici noi nu știm că eu stau și mă uit la ce rezultate avem și mă închin pentru că văd cum se pregătesc foarte mulți dintre sportivii acestei țări și te închin că ajungem la performanță. Vorbei de, de presiune. Câtă presiune a pus, a pus Hagi pe autorități și, și, și le-a spus clar, domnilor, din ceea ce se face în țara aceasta, stabiliți odată pentru totdeauna un procent care să intre Da, în sport. dar de multe ori l-ați lăsat singur pe Hagi, că degeaba ies eu și spun Hagi e enorm, este senzațional. E, e cel care a făcut pe spatele lui un proiect fantastic și a demonstrat că se poate dacă ai metodă, dacă investești, dacă bagi capul în pământ și muncești da? Dar uh, n-am simțit treaba asta, adică dacă toți sportivi, de multe ori unii sportivi sau au mulțumit să, să fotografieze cu premier, cu președinți, cu tot felul, să meargă să ia câte o... Foarte puține am văzut să zică, bă, știți ceva? Eu refuz treaba asta. Nu vreau nici să mă trag cu voi în poză, nu vreau nici... Haideți să facem... Și dacă toți spuneți asta, eu zic că... Adică eu cred că aveți o forță foarte mare pe care nu o folosiți la maximum pentru cei care vin din urmă. Eu spun că lucrurile încep ușor, ușor să se schimbe. Cel puțin din, din punctul nostru de vedere și din punct de vedere a, al ceea ce facem noi acum la, la Comitetul Olimpic. Mm -hmm. Nu vorbesc de, de ce se întâmplă la Minister, deși ar, ar trebui și... Sunt cam și, legate. Dar lucrurile, lucrurile tot timpul s-au amestecat, Da. Adică vorbim și de performanță, vorbim și de medalii, vorbim și de, uh, și de sportul de masă, și de sportul în școală. Cine, ce face, când face, care este uh, proiecția a ceea ce vrem să facem, pentru că uh, dacă noi uh, politizăm acest domeniu, e clar că lucrurile n-au continuitate. Din punctul acesta de vedere, la Comitetul Olimpic Sportiv Român patru ani stă un singur om, dacă mai câștigă încă un mandat, mai stă patru ani și stăm 8 ani de zile, și atunci putem avea o proiecție. momentul în care avem politicul, pentru că așa funcționează peste tot și uh, nu există această continuitate, nu există. Această... Sau strategia națională de care. Că aici e problema, nu? Cu strategia națională sunt uh, mai multe strategii naționale, dar nu se aplică niciuna. Ma și vom mai face încă una, nu e nicio problemă, pentru că... Dar nu să ține cont. Că dacă primarul ăla din localitate vine, câștigă alegerile și el a făcut dansuri când era mic, să vor da bani pentru dansuri. De aceea judo... avem nevoie de o asumare a faptului că sportul este un domeniu de prioritate națională. Pentru că... Uh, e... E, e un domeniu pe care îl înțelege toată lumea. Da, spunem, la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. Da, am. Da. Suntem de acord cu, cu, cu ștampila asta. Bun, păi dacă se pricepe toată lumea în momentul în care vine vorba de sport, haideți să, să facem ceva, da, toată lumea. Pentru că vin acum jocurile olimpice și iar ne uităm pe statistici, iar ne uităm pe cifre și spunem, păi. Uite, asta nu e, asta nu e, asta nu e. Și nu depinde de un singur om. Depinde de, de noi toți. De noi toți care trăim aici. Nu doar de cei din sport. Pentru că, din păcate, aș putea spune, nu sunt foarte mulți sportivi în, în poziții de, de conducere și de decizie, astfel încât să facă lucruri foarte bune la nivel, hai să spunem, legislativ și pentru domeniul sport. Dar eu cred că într-o bună zi vor ajunge și oameni care să, să iubească sportul și care să, să urnească lucrurile și în, și în domeniul acesta. Nu doar să, să ne dăm cu părerea și să spunem cât de greșit sunt lucrurile sau să ne plângem că nu avem de niciunele. Să facem! Eu zic că îți dai seama de... Ce este, de fapt, și în ce stare să află o națiune uitându-te la bugetul pentru sport, în primul rând. Care e cel mai mic? 0,00 dintre... ceva este pentru sport în România. Da, este incredibil. Uite o sugestie, dacă îmi ei este rog. permisă. Să vă strângeți uh, uh, mari oameni ai sportului și să vă uitați un pic pe planul ăsta, că ei nu-l arată la nimeni. Planul ăsta de reziliență și de ce facem noi acolo că am trimis la ăia 1000 de pagini și ne-au trimis 100 de pagini înapoi corectate și au zis n-au dat cu el pe jos, luați-l de aici că nu e plan să vedem și noi din ăla 30 de miliarde pe care nu le vom pupa e evident că nu vom fi în stare Bă, ce avem pentru sport? că mie mi se pare că dacă măcar punem mâna o să spun foarte exact ce avem te-ai uitat în plan? m-am uitat și în plan și știu că am, am contribuit acolo prin, prin comisia pentru dezvoltarea de sportiv român condusă de, de doamna Lipă, în momentul în care am văzut că pentru sport suma alocată sau inclusă acolo era, scaun. era zero. Nu cred! Deci suma pentru sport era zero. Băi, mi s-a făcut pielea așa, de, de net. pentru tineret era 150 de milioane de euro, pentru sport era zero. Prin această comisie am început să facem valuri, da, pentru că toți spune okay, că nu se okay. întâmplă nimic. Doamna Lipă împreună cu membrii comisiei și cu ceilalți oameni care, care și-au dat mâna, au reușit să să meargă, să stea la masa guvernului și să obțină aproximativ încă 150 de milioane pentru sport. Bă, da este... Infi adică, deci, mi se pare, e, oricum este incredibil de puțin. Adică, ce să faci dacă... Și banii ăștia sunt pentru 2021-2026, adică nu nu vorbim, deci bă, avem Olimpiada anul ăsta, mai avem cum să țină următoarea, să ține cont că asta s-a dat sau... Nu avem. Adică la... Titulatura corectă e Do Tokyo 2020, plus 1. Plus 1, ok. Și avem în februarie 2022, jocul olimpice de iarnă. Da, și apoi 2024, să 2024, ține. 2024, 2024, 2024 ok. Uh -huh, uh -huh. În grafic. E, în loc să zicem, bă, punem din acești bani să reușim să scoate, că asta, asta înseamnă redresare și reziliență. Adică redresarea o facem că băgăm niște sume foarte mari, să redresăm ce a stricat pandemia asta și în sport a stricat foarte mult, să-i aducem iar pe copii, să facem iar selecție, să facem tot felul care înseamnă cheltuieli și reziliența înseamnă să ne construim niște lucruri care să ne permită la o următoare nenorocire să ne antrenăm în condiții de siguranță, să ne pregătim așa cum trebuie să... Nu? Sunt multe lucruri care, care se discută acum. din, din păcate, Asta este o, hai să spun un, un mare minus al nostru, ne place întâi să, să vorbim și după aceea să facem. Nu știu, eu Nu, ne În... place întâi să vorbim, după aceea să nu facem. <laughs> eu cred că așa e, da. nu? E, eu sper că după această perioadă și cu, hai să spunem, această victorie de etapă pe care, pe care noi am obținut o să să reușim să creăm acea bază care unde să, să duc producă. Banii ăștia? Ce, ce scrie acolo în plan? Păi în plan scrie așa, acești bani să pot fi folosiți pentru proiecte mici, de până în 60.000 de euro, sau pentru proiecte mai mari, până în 400.000 de euro. Păi la ce... care pot accesa așa? structurile uh, afiliate uh, la domeniul sport. Mamă, și văd cum o să dea banii ăștia. O să se dea pe proiecte. P da. <laughs> nu e ceva tot cu P care începe. Nu, nu cred, nu cred. Nu cred Cred că de data aceasta bă, lucrurile. Cine decide? Conform graficului de, de distribuire da, și de aprobare acestor proiecte. Adică se va decide cumva politic sau vor decide nu, niște... Nu, nu, nu. Sunt proiectele care sunt aprobate de la Bruxelles pentru domeniul sport. Dar acolo Aha. lucrurile sunt foarte. Păi nu, tare. unde aplic eu Gheorghiță care vreau să-mi fac o bază în sat? Ministerul Fondurilor Europene. La Ministerul Fondurilor Europene. Da. Am înțeles, deci politic. <laughs> ok. <laughs> e clar. Uh, am văzut că deja au fost ceva probleme vis-a-vis -vis de, de acest plan de național de, de da. redresare și de reziliență. Să vedem cum, cum continuăm. Da. Dar nu pentru sport. Nu au pentru. Fost probleme. Zi. Nu, nu. Au fost probleme că noi am vrut să facem autostrăzi, gaze și alte tâmpenii și ei au zis: bă, n-ați înțeles subiectul. E ca la aia, bă, vrei să mai tragi alt subiect sau citește-l ca lumea, că nu, voi n-ați înțeles subiectul, ați venit cu altceva. Bun. O să pun întrebarea asta stupidă, câte medalii luăm, dar cu o precizare. Eu cred că orice medalie. Și orice clasare a noastră, nu neapărat în, în medalii și acolo în față, este, la cum arată sportul în România în acest moment, un miracol. Dacă ne uităm la rezultatele pe care noi le-am obținut și, și aici am, am dat exemplu acest uh, proiect uh, Samurai, uh, avem 8 discipline, la care uh, România, la ultimul campionat mondial, da, din păcate, bă, trebuie să, să dăm e ceva timp puțin de acolo în, da? înapoi. Uh, avem aceste 8 discipline care cel puțin, hai să zicem, pe baza rezultatelor care, care au trecut sunt șanse, sunt șanse de medalii. Comisia tehnică olimpică pentru sportul de performanță uh, în urma analizei, analizei foarte. Uh, aproape de adevăr, da? a estimat un număr de, de, de 4-6 medalii. Mie îmi place să, să, spun că vom depăși această, această estimare. E o ediție a Jocurilor Olimpice total atipică. Da. Avem aceste teste COVID, e vorba de vaccinare, e vorba de măsurile pe care trebuie să le respecti cu două săptămâni înainte de a pleca la Tokyo pe care trebuie să le respecti cât, cât ajungi la Tokyo și perioada care o, o stai acolo până în momentul în care concurezi. Mai e vorba de cum au fost condițiile în fiecare țară în anul ăsta, că noi, din punctul ăsta de vedere, la nivel de mare performanță, mi se pare că am stat mai bine decât alții, am nu? Avut, la la condiții... la, la pregătire, okay. da? Pentru, tocmai pentru a ne, a ne... A se putea pregăti sportivii pentru, pentru această ediție a Jocurilor Olimpice. Dar... Vor fi foarte multe surprize, asta trebuie să, să spunem, și aceste surprize vor fi de două feluri, și plăcute și neplăcute. Trebuie să, să, fim, să fim pregătiți, dar eu personal, participând din 96 la, la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, sunt extrem de curios și vreau să văd practic cum a reușit și se va vedea, nu doar eu vreau să văd acest lucru, aceste Jocuri Olimpice vor, vor reflecta exact ceea ce au înțeles și făcut fiecare națiune pe perioada aceasta a pandemiei și până la Jocurile Olimpice. Va fi un, un, o oglindă foarte, foarte clară a, a tot ceea ce s-a întâmplat. De aceea, interesul pentru această ediție a Jocurilor Olimpice este unul uh, la, la cele mai înalte cote. Și dacă luăm multe medalii, o să zici, vedeți bă ce am făcut eu, dacă luăm puține, ce să o, pandemie. Nu, dacă, luăm, dacă luăm multe medalii, va fi meritul uh, va fi meritul echipei și a tuturor celor care uh, au muncit pentru pentru acest obiectiv, dacă nu vom lua multe medalii, înseamnă că nu ne-am făcut treaba. Ok, noi încheiem fiecare dialog aici cu un cadou Și uh, cadou este o carte uh, Tirania meritului Meritocrației, să zicem așa da, E o mulțumesc. carte super ok Mulțumesc și Sper să Ți-am Ți adus și eu uh, da? un cadou Mersi uh, Este vorba de un proiect al, al nostru Olympic okay. Magazine Asta da? este ultimul număr uh -huh. Asta este primul număr Da. Ok, cu da Marian Cu Marian și da? cu sportiva noastră Laura Ilie de la TIR. Ok. Care cântă la pian sau e doar o poză? Este doar o poză. Sperăm să cânte la arma cu care va ținti la Tokyo. Sperăm. Bine. Baftă multă. Mersi mult. Mulțumesc mult. Să avem pardon Am avut și chinii ereditar Avem o gaură în buzunar Dar progresăm Încet, încet toți emigrăm Mai bine venetici Decât argați la securii